Când Carolus, regele Ungariei, a pornit fără pricină război împotriva lui Basarab, domnul Munteniei, el a fost biruit prin șiretenie de munteni și moldoveni, așa încât, cu o mică suită, abia a scăpat regele de Măcel în Ungaria, scria Mark of Calt, cronicarul regelui Ludovic I al Ungariei, în cronica pictată de la Viena. Și retenia la care face referire cronicarul nu este altceva decât capacitatea lui Basarab I de a afla mișcările mai puternicului său vecin și de a lua măsurile necesare pentru a se apăra și chiar a-l învinge. Avea Basarab I un serviciu secret care îl informa cu privire la intențiile vecinilor săi? Cu siguranță nu. Nu așa cum înțelegem noi astăzi acest termen. Avea în schimb viziunea unui domnitor al unei țări mici, aflată la confluența intereselor vecinilor mai puternici. Basarab și toți domnitorii care i-au urmat și-au dat seama că integritatea țării și chiar viața lor depind de informațiile pe care puteau să le afle prin iscoadele trimise în teritoriile dușmane. Bătălia de la Posada, în care întemeietorul țării românești l-a învins pe regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, s-a bazat pe câteva tehnici folosite în munca informativă a oricărui serviciu de informații. Haideți să vedem cum s-au desfășurat evenimentele. În primul rând, trebuie să facem următoarea mențiune. Despre această bătălie ne vorbesc mai multe cronici ungare, poloneze și germane, care pleacă toate de la relatarea cronicii vieneze. Dar în acestea nu se face referire la Posada ca la o localitate în care ar fi avut loc bătălia. Denumirea Bătălia de la Posada a fost introdusă mai târziu de istoricul Nicolae Iorga la începutul secolului 20, deoarece acesta considera că bătălia a avut loc în cazanul de la Posada pe drumul Câmpul Lungului. Există mai multe ipoteze avansate de istorici care nu au ajuns încă la un punct comun asupra locului de desfășurare al bătăliei. Cea mai plauzibilă localizare ar fi în localitatea Posada din județul Prahova, care corespunde ca și cadru natural cu cel descris în cronici. Basarab I, considerat întemeietorul țării românești, avea origini cumane, așa cum apare într-un document emis de regele Ungariei, care face următoarea referire la acesta. Basarab, filium tocomeri, schismaticum, infidelis olahus nostris, adică în traducere ar fi Basarab, fiul lui Tocomerius, schismaticul, infidelul nostru valah. Despre originea cumană au făcut referire și mai mulți istorici români, de la Nicolae Iorga la Neagu Giuvara. Acesta a avut o domnie lungă, 42 de ani. Cred că este cea mai lungă domnie în țara românească. A durat între 1310-1352. Carol Robert de Anjou făcea parte din Casa de Anjou, o casă regală europeană care provenea din Sicilia. Tatăl său, Carol al II-lea de Anjou, a fost desemnat de Papa Nicolae al IV-lea ca rege al Ungariei, întrucât dinastia arpadiană s-a stins odată cu Andrei al III-lea. Carol Robert avea legătură totuși cu Ungaria prin mama sa, care era o prințesă ungară. Odată ce a luat domnia regatului, acesta a mutat capitala la Timișoara. Basarab I se afla în relații de suzeranitate cu regele maghiar, dar în anul 1324, Basarab pune stăpânire pe cetatea Severinului, care făcea parte din banatul de Severin, aflat în componența Ungariei. Și mai mult decât atât, în anul 1327, hotărăște să nu mai plătească tributul de vasal. În consecință,
Carol Robert pregătește o campanie de pedepsire a vasalului său și în luna septembrie a anului 1330, regele ungar pleacă din Timișoara, ocupă cetatea Severinului, apoi tot Banatul și intră în Oltenia. Inițial, Basarab este luat prin surprindere de această acțiune, se repoziționează însă rapid și trimite iscoade în întâmpinarea armatei ungare. Acestea trebuiau să culeagă informații despre numărul luptătorilor maghiari, armele folosite, felul în care erau dispuse efectivele, traseul pe care urmau să îl parcurgă și alte date de interes operativ, ca să spunem așa. Pustiește apoi traseul pe care urma să se deplaseze oastea maghiară, arde recoltele, otrăvește fântânile, acțiuni care au dus la înfometarea ungurilor care terminaseră puținele provizii aduse cu ei de mult. Pentru a induce adversarului ideea că se teme de o confruntare directă, îi trimite în întâmpinare o solie de pace cu propunerea de a primi 7.000 de mărși de argint și ca unul din fiii săi să se mute la curtea regelui ungar drept garanție. Nu mai vă întoarceți în pace și vă feriți de primejdii, că de veți veni mai încoace, nu veți scăpa de dânsele. Carol Robert îi răspunde cu aroganță și îl amenință că îl va scoate de barbă din vizuina lui, lăsându-se păcălit de diversiunea pusă la cale de domnul Muntean, care urmărea practic epuizarea armatei ungare. Basarab, fiind conștient de superioritatea numerică a oastei maghiare, se retrage, incendiază cetatea de scaun aflată la curtea de Argeș și așteaptă până ce armata ungară, epuizată de marșurile lungi, de lipsa de hrană și apă, se află în imposibilitatea de a mai avansa într-un teritoriu atât de ostil. Atunci Carol Robert își schimbă opinia și se gândește că ar fi înțelept să accepte încheierea unui armistițiu. Basarab nu pierde ocazia și acceptă bucuros, ba se oferă chiar să conducă armata ungară înapoi spre Ungaria, pe un drum mai scurt unde ar avea acces la hrană și apă. Diversiunea pusă la cale de domnul Valah a fost genială. Basarab își trimite oamenii de încredere la un loc dinainte stabilit pentru a pregăti terenul. Lasă lângă regele maghiar iscoade de încredere ca și călăuze spre acel loc și el pregătește armata pentru marea bătălie. Oastea lui Basarab era formată din toți bărbații care puteau să țină o armă în mână. Istoricul Radu Roseti consemna următoarele. Nu erau limite de vârstă, altele decât de neputința fizică. Orice bărbat era îndatorat să răspundă chemării sub arme, indiferent de vârstă, atâta vreme cât puterile fizice îi îngăduiau să o facă sau până când nu decădea din situația de om liber. Ca și în Moldova, armata era formată din oastea cea mare, din care făceau parte unități de cavalerie și de pedestrași, și oastea cea mică, formată din slujitorii domnului și familiile boierești care făceau parte din sfatul țării, ceea ce se numea curtea domnului. Pedestrimea și cavaleria erau organizate în cete, regionale pentru pedestrime, care în caz de război se aduna la reședința județului sau regiunii din care făceau parte și de aici porneau spre tabăra de luptă. Cetele cavalerești erau conduse de boieri sau de un slujbaș numit de domn. Un rol foarte important îl aveau arcașii, dar pe lângă arc foloseau sulițe, pumnale, măciuci, arcane, praști și chiar unelte din gospodărie, furci, topoare, seceri. Cavalerii aveau armuri și luptau cu spada și lancea. Ostașii de rând, pedestrașii, erau îmbrăcați țărănește. Cronicile vremii menționează faptul că geții, adică românii de peste Dunăre, se folosesc de aceleași arme ca tătarii,
că mai mulți sunt arcași. Este limpede faptul că, deși mai redusă numeric decât oastea regelui, Basarab avea o armată bine pregătită și, în plus, își crease avantajul terenului și al momentului propice. Lipsa informațiilor asupra traseului pe care l-avea de parcurs l-au pus pe regele Carol Robert de Anjou într-o situație fără ieșire pentru armata sa. Acesta a fost dirijat către o vale îngustă care nu i-a lăsat niciun spațiu de manevră. Basarab și-a împărțit oastea în patru corpuri. Două se aflau pe buza râpelor, iar celelalte două închideau defileul în care era prinsă armata ungară. Bătălia a durat 4 zile și la final, cavaleria valahă a pătruns în defileu și a dat lovitura de grație oștirii regelui. Cronica pictată de la Viena descrie bătălia în felul următor. Basarab a venit pe o cale cu toată oastea sa și calea sucită și de amândouă părțile cu râpe foarte înalte era închisă împrejur și unde calea zisă era mai largă, acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră cu șanțuri săpate împrejur, iar regele și toți ai săi la așa ceva într-adevăr nu s-au gândit. Mulțimea nenumărată a valahilor, sus pe râpi alergând din toate părțile, arunca săgeți asupra oastei ungurești care era în fundul căii de drum, care însă nu ar fi trebuit numit drum, ci mai curând un fel de corabie strâmtă, unde din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni cai și ostași cădeau în luptă, pentru că din pricina urcușului prăpăstios, din cale nu se puteau sui contra valahilor pe niciuna din râpele de pe amândouă laturile drumului. Nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind șanțurile săpate acolo. Ci ostașii regelui erau cu totul prinși ca niște pești în vârșă sau în mreajă. Se cunoaște faptul că mulți nobili maghiari și-au pierdut viața în această bătălie. Toma, voievodul Ardealului, Andrei de Alba, preotul personal al regelui și purtătorul sigiliului regal. Însuși regele Carol Robert a scăpat cu greu, schimbându-și hainele cu ale unui slujitor. A scăpat cu fuga. După principiul, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Acesta spunea la ceva timp despre bătălia cu Basarab că în urma acestei bătălii s-au tras nu puține robii, cazne și primejdii pentru neamul unguresc. Cronicarul maghiar Johann de Turoci consemna următoarele. Românii puseseră mâna pe o mare cutime de pradă, arme, veșminte scumpe, bani de aur și de argint și multe vase de preț. Cu această victorie strălucită, Basarab I întărește independența țării românești. Analizând confruntarea dintre Basarab I și Carol Robert de Anjou, mi-am adus aminte de un general chinez, strateg militar, scriitor și filozof, care cu 1800 de ani înainte de acesta a scris Arta războiului, un adevărat tratat de strategie militară. Câteva din tezele lui Sun Tzu spun următoarele. Întreaga artă a războiului este bazată pe înșelătorie. De aceea, dacă ești capabil, simulează incapacitatea. Dacă ești activ, simulează pasivitatea. Momește inamicul pentru a-l prinde în capcană. Simulează dezordinea și lovește. Fă să-i se pară că ești în situația de inferioritate și încurajează-l la înfumurare. Atacă-l într-una, hărțuiește-l. Atacă-l acolo unde nu este pregătit. Acționează când el nu se așteaptă. Basarab I
nu știa de existența acestui strălucit strateg de la capătul lumii. Doar geniul lui militar l-a determinat să aplice aceste metode care i-au adus victoria. Atât pentru astăzi, dragii mei. Povestea bătăliei de la Posada, pe lângă înfruntarea a două armate, a fost și o victorie informativă a lui Basarab I în fața lui Carol Robert de Anjou. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți, mulțumesc membrilor și tuturor celor care susțin strădania povestitorului, apreciez orice comentariu și orice like care ajută și dacă nu v-ați abonat până acum, vă invit să o faceți. Veți găsi materiale interesante, subiecte mai puțin abordate pe alte canale de YouTube sau tratate într-o altă lumină și, până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!